Pentru mulți români, cumpărăturile online au fost o adevărată binecuvântare, mai ales în perioada sărbătorilor. Însă sunt și mulți care s-au trezit cu tranzacții suspecte sau, mai rău, fără bani în conturi. Asta pentru că și-au introdus datele bancare fie pe site-uri clonate, fie nesecurizate, susțin specialiștii în domeniu. Din păcate, procedura de recuperare a acestor sume poate dura și câteva luni. Această tânără a încercat să-și vândă costumul de schi pe internet. De îndată a fost contactată de o persoană. Mi-a dat un link în care mi-a spus că el a plătit și trebuie doar să confirm plata. Și nu m-am gândit atunci pe loc că ar putea să fie vreo țeapă. Mi-am pus datele și după imediat am văzut că mi-au dispărut 10 milioane de pe card. Sute de persoane din toată țara au fost păcălite prin această metodă numită de specialiști phishing, adică mai mulți indivizi pretind că sunt cumpărători, trimit un link fraudulos și reușesc astfel să obțină date confidențiale care îi ajută să fure bani. Fără să bănuiască nimic, și această femeie a căzut în capcana unui escroc. Ei îți trimit un link, ca și când s-a efectuat plata, cumva îți induce ideea că s-a efectuat plata prin aplicația respectivă. Lucru care, de fapt, nu este deloc așa, nu se face nicio plată, este doar un link fantomă, să zicem. Tu îl primești, trebuie să-l accesezi și îți cere ce crezi soldul tău actual de pe card. Banii odată luați de pe card sunt greu de recuperat, chiar dacă sunteți victima unei înșelătorii. De pildă, dacă ați introdus datele personale de bunăvoie, așa cum au făcut cele două tinere, sunt slabe șanse. Se întâmplă doar după o anchetă a poliției, care poate dura ani. Pentru a ne păzi de astfel de fraude, reprezentanții băncilor ne recomandă să ne activăm notificările pe aplicațiile bancare. Astfel putem ști în orice moment care este statusul contului. Se poate verifica inclusiv ora tranzacției sau dacă este dublată, de exemplu. Dacă noi nu am efectuat nicio tranzacție, aceste notificări ne ajută să identificăm că cineva a încercat o tentativă de fraudă. Și atunci, imediat, ar trebui să contactăm banca. Este important să nu treacă timpul pentru a putea acționa cât mai repede și a putea bloca acel card. O altă măsură de precauție ar fi să avem un alt card cu fonduri limitate numai pentru tranzacțiile online și, indiferent de situație, să nu avem încredere în toate site-urile. Trebuie să fim atenți la denumirea site-ului, pentru că personal chiar am întâlnit site-uri care aveau domeniul .online sau .xyz, nu .ro. De multe ori, atacatorii nu sunt vorbitori de limbă română nativi, sunt străini cel mai probabil și folosesc instrumente automate de traducere pentru a se conversa cu potențialele victime. După ce s-au trezit cu conturile goale în toată țara, mulți români au făcut plângeri penale la poliție. Cercetările specifice se realizează în cadrul unor dosare penale deschise ca urmare a săvârșirii infracțiunilor de fals informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic. Investigațiile însă durează. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.